Astăzi, în salonul principal al Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos a fost vernisată expoziția temporară Artă și Ceremonial la Mesele Regale. Evenimentul organizat de Muzeul Eparhiei Dunării de Jos în colaborare cu Muzeul Național Peleș aduce în prim plan detalii din viața cotidiană a familiei regale din România din perioada 1866-1930. La vernisaj a participat și Înalt-Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Vizitatorii pot admira piese de mobilier și obiecte de artă decorativă cu valoare istorică și estetică, precum servicii de masă din porțelan și argint, servicii de pahare, tacâmuri, seturi de masă pentru călătorii, obiecte achiziționate din manufacturile europene și orientale la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, realizate de artiști sticlari, ceramiști, ce fac parte din patrimoniul Muzeului Național Peleș. Astăzi este zi de sărbătoare pentru Muzeul Eparhial de la Dunărea de Jos. Pe 27 noiembrie 2014, după ample lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare cu fonduri europene, Palatul Episcopal din Galați își redeschidea porțile pentru ca publicul gălățean și nu numai să aibă acces la bogatul patrimoniu istoric, cultural și spiritual administrat de Arhiepiscopia Dunării de Jos prin Muzeul Eparhial nou înființat. Iată că au trecut 3 ani de zile. În acest timp, cu binecuvântarea Înalt-Preasfințitului Casian al Dunării de Jos și cu sprijinul unei echipe devotate, Muzeul Eparhial a organizat aproape 100 de activități culturale, artistice și educative. Este o a doua prezență în orașul Galați a Muzeului Național Peleș, după cea din primăvara aceasta, când am vernisat la Muzeul de Istorie din Galați expoziția Comorile Peleșului, expoziție de artă decorativă care a avut un succes deosebit. De data aceasta revenim în Palatul Episcopal din Galați la invitația Înalt-Preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu o expoziție dedicată familiei regale române, care este atât de legată de orașul Galați. Și acest palat în care ne aflăm și Catedrala Episcopală sunt construite și inaugurate în timpul regelui Carol I, în timpul regelui Ferdinand I, și am socotit că în această clădire, care a fost cândva și reședință a familiei regale române, este locul cel mai potrivit pentru a expune o parte dintre piesele de patrimoniu azi, care erau folosite în ceremonialul curții regale și în special în organizarea meselor regale. Expoziția se dorește a fi nu doar o incursiune în trecutul istoric românesc, ci și o readucere în actualitate a vieții de la curtea regală din acea perioadă. Nu pot fi decât încântat, nu pot fi decât copleșit de o expoziție care încearcă să reconstituie tot ceea ce era sublim la Peleș într-o vreme în care majestatea sa, regele Carol I al tuturor românilor, nu făcea altceva decât să consemneze la 23 august 1881 decretul 2134 prin care a înființat la Brăila un muzeu. Iată, Galații, cu Muzeul Culturii Spiritualității, reușește să aducă pe Carol I și la Galați din nou, mai ales cu două excepționale tablouri ale regelui Carol I și a reginei Elisabeta, care au fost restaurate. Expoziția Artă și Ceremonial la Mesele Regale va rămâne deschisă publicului până în data de 10 martie 2018.